Deci, oameni buni, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat aici, oficial bateria asta a murit cu totul. Nu mai avem contact. De fel, haideți să și vă arăt. Dacă mergem înăuntru și punem contactul, s-a prins doar aici. Și dacă este dai la automat sau ceva, nimic. Nu se strigă, am vrut doar să arăt. Deci am murit cu totul. Și în spate, dacă vrem să deschidem portbagajul, nu se poate. Țeapă. Da? Și acum, care e procedura? Ca să nu stricăm calculatorul, trebuie să rămână pe curent, nu? Asta e bateria nouă. Era rombat. 12V, 70A. Se duc ok, să dispară acolo, tubulare. Ah, de chiar. Ia uite bordele cum arată, mă. De câți ani ai discut cu șurubul ăla? De 10 ani? 5. De 5 ani? Așa. Și acum pune lagă-l ăsta la baterie. Tata, pune-l ăsta pe baterie aia. Încă ăsta lăsă și pe bateria asta, că nu eu. Bă, la-l pe ăsta, la-l. Poate să-l pun aici pe mașină. Aici scurt. Păi și cum o iei de acolo fără să... Ah, stai că pun ăsta... Păi îți spun să zic să pui pe bateria asta. Deci ăla ce? Ăla ce e la plus? Ăsta e plusul. Plusul? Deci care e plusul? Ăsta. Plus la plus, minus la minus. Și minusul? Așa când o pun acolo, cum le iau? Așa, și minusul aici. E închis oprit toate prostiile, nu? Da. Ia, mă lași un pic să fac un test. Nu fac niciun test, nu pornești acum cu cablurile astea? Păi nu. Păi nu. Că topesc cablurile. Mai aveți să n-atingi cablurile între ele. Nu le ating, tata. Aia e bine, o. E prima oară plusul. Aha. Lasă așa. E că nu e ușor asta. Dar de ce nu trebuie să... Și-o cu trage-l. Întrebarea cum îl pui. Lasă așa. Și-o cu pe ăsta altul îl iei. Vezi să n-atingi ceva metal. Aici, că are... Ar l-ai scos, nu l-ai scos de aici? Lasă, asta e scos ăla, încet, încet, că e lipită. Încet. Bă, dar e grea! Hai să gem, mai e lip undeva, strânsă? Dar nu pot să ridic, acum, gata, gata. Încet, ține de are. Hai că vin acum cu următoarea. Nu cu următoarea, stai un pic, stai. Eu stau, dar... Stai încet, încet, stai să vedem ce e aici. O tână mică. Mamă, vorbește, ușor, că se ating astea, vezi că se ating astea, nu-i bine. Da, nimic. Păi se face ce pe nimic. Stai, aici. Și cam asta s-a fost. Nu-i voie să curg apă. Pune-i plusul. Dacă trebuie să le strâng, pe că nu-s fixa, ce bunile. Mamă, plasticul ăsta săracul e. Plasticul să pune aici așa. Da, strângi așa. Dacă le strâng, să le strâng ușor, stai de mă duc să mă duc pe casă. Bun. Uite, vezi dacă mi-a radio. Ia. Ia, ia, că avem, avem aici să prinzi martorul. Au. Avem și radio. Avem radio. Merg farurile. Porbajul se deschide.
Ehe, altă viață. Bune. Păi nu. Nu am mai băgat eu sub mașină. Când am avut radace, ți-o pui ca șurubul ăla pe acolo, pe între ele. Și cam asta e aventura noastră. Ia să văd kilometrii s-au resetat. Păi de obicei se resetează dacă schimb bateria. Asta, nu dai, asta până nu strâng bornele. Păi strânge bornele. E bine că avem becul ăla de la asta. Și uite data, data și ora merge. Trebuie să deschide ușa în spate. Da, am testat. Ușa în spate. Da, mă, da. Uite, vezi, bine că nu s-a resetat data. Ne-a zic. Înseamnă că nu a rămas fără curent. Eu mai aveam un pic curent, dar nu avea gen necesar ca să punească toate alea. Bă, dar mod normal, ea nu mai are un modul de siguranță în caz că rămâi fără baterie. Ea nu mai are un modul de siguranță în caz că rămâi fără baterie. Eu așa știu că are un modul de siguranță. La ce? La mașină. Să nu se reseteze data, ora. Eu așa știu că are un modul de siguranță, să nu se reseteze data, ora, toate alea. Știi? Eu așa știu. Mă, poate știu eu prost. Nu te duci în spate, pe... lasă și nu mai pune acum aia. De ce? Nu pune așa. Avem kilometraj, avem tot. Ia. Vezi, vine în viteză. Păi nu e în viteză. Ambreaj. Ce? Avem servo. Mergi, brici. Ia, avem servo. Oho. Avem servo. Ia uite. Așa da. Nu o să încălzești vizorul așa repede. Deschide parfa. Nu o să încălzești, mă, mai mult de 30 de grade nu sare. Da? Mamă, mă, dar la limite, bă. Cum am scos-o de aici? Tata, dă-i o turație scurtă! Merge, lux!